A fost o discuție foarte utilă. Cred că am observat că toți și-au luat notițe pentru probabil a informa țările pe care le reprezintă la București, cum este firesc în astfel de situații. Repet, am convingerea că a fost foarte utilă această discuție pe care am avut-o cu reprezentanții diplomatici. Întâlnirea de aseară a fost cerută de ambasade sau... Nu, cred că, din câte știu eu, premierul a solicitat această întâlnire. Ce semnale ați primit din partea ambasadorilor la această întâlnire și dacă dumneavoastră aveți semnale cu privire la ridicarea vizei diplomatice a premierului, pentru că a apărut deja informații pe site-urile de știri pe această temă? La discuția cu ambasadorii, în astfel de cazuri, trebuie să vă spun că ambasadorii în principal iau notă de ceea ce guvernul sau parlamentul dorește să informeze. Nu este nici de cum rolul ambasadorilor să dea sfaturi în asemenea lucruri pe care l-au și spus. Și nu odată, chiar și în public, declarațiile făcute ieri, declarațiile care au fost făcute, comunicatele, cum doriți să le spuneți, care au fost făcute ieri, cred că întăresc această idee și această percepție care trebuie, cred că, să se instaleze, că acesta este modul de relaționare corect între o țară și ambasadorii acreditați de alte țări. Mai mult n-am ce să vă spun în această privință. Cu privire la știrile care apar în spațiu public, ieri am mai primit o solicitare de la o colegă jurnalistă, tot cu tot felul de știri, care, în fine, nu știu cine le lansează, dar nu se confirmă. Același lucru vă pot spune și în legătură cu întrebarea dumneavoastră. Deci, dacă au fost ambasadori la întâlnire sau reprezentanți ai ambasadelor și ce țări au fost reprezentate? Să știți că sunt 27 de țări acreditate la București din Uniunea Europeană. N-am avut lista să fac verificarea și pontajul. Au fost, cred că, două sau trei țări, probabil reprezentate de însărcinații cu afaceri sau de adjuncții de șef de misiune. Nu l-am văzut, de exemplu, pe ambasadorul german, dar cred că Germania era prezentată, reprezentată de altcineva.